Mi-aduc aminte atunci când vorbea domnul subprefect de perspectivă, de copii, de educație. Eram într-o emisiune cu domnul Bogdan Duca și la un moment dat vorbeam despre perspective. Și spunea așa, printre altele, domnule, toate regimurile aveau o perspectivă, ofereau un rai. Comunismul vorbea despre epoca de aur. Nazismul vorbea despre al treilea Reich. Însă societatea de astăzi nu promite nimic. Și spunea el, mai fără perspective, fără acum, n-am fost niciodată. Deși o ducem cel mai bine, deși din punct de vedere economic, ca dezvoltare, suntem cel mai bine, suntem cei mai dezorientați. Și dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în societate și la fenomenele care au explodat, mă refer și la această explozie a consumului de droguri, stai să te întreb de ce? Pentru că oamenii aceștia au tot ce le trebuie. Oamenii aceștia o duc foarte bine și cu toate acestea recurg la astfel de metode prin care își induc o stare artificială și prin care își distrug viețile, sănătatea și devin dependenți pe viață de niște substanțe atât de toxice. Lipsa de perspectivă este cumplită. Și dacă ne uităm la elementele economice, la tensiuni, la războaie, la toate amenințările acestea cu care ne și inundă media, dar unele sunt și reale, multe dintre ele sunt și reale, stai să te gândești ce rezervă viitorul. Și acum dacă ești trecut de 40 de ani, mă includ și eu aici, așa deja vorbesc cu nostalgie, știți? Nu te mai gândești atât de mult la tine, că până la urmă asta e, o fi, n-o fi, dar te gândești la copii, te gândești la tineri, te gândești la generațiile viitoare. Măi, pe ce mâini las fă copiii ăștia? Ce educație? Ce viitor o să aibă? O să se descurce? N-o să se descurce? Și vrei să-i lași pe mâini bune și ai vrea să le oferi o stabilitate. Și aici este marea cheie. Cum să le oferi stabilitatea? În ce constă stabilitatea aceasta? Și unii dintre noi credem că stabilitatea înseamnă să-ți înfigi rădăcinile cât mai adânc, să aduni cât mai multe lucruri, să ai cât mai multe titluri, să ai cât mai multe elemente din astea care îți oferă putere. Și într-adevăr sunt bune lucrurile astea. Dar toate, în anumite circumstanțe și condiții, sunt foarte ușor de demontat. Și societatea în care trăim ne-a făcut atâta de dependenți și de manipulabili, fiecare la nivelul lui, să înțelegem, încât dacă vrea cineva, poate oricând să te ia de mânuță și să spună, faci cum zic eu. Din punctul acesta de vedere, oamenii erau mai liberi chiar în societățile sclavagiste, vorbesc într-o anumită cheie, decât sunt acum. Pentru că nu erau atât de dependenți de confort cum suntem noi și nu puteau să fie condiționați decât, hai să zicem, să-i oblige să muncească. Dar alte condiționări nu prea aveau cum au oamenii astăzi, cum avem noi astăzi. Și întrebarea este cum să reușim să ne bucurăm de viață și de un viitor frumos. Am intitulat mesajul din ocazia aceasta Simplifică-ți viața. Și poate că imediat întrebarea de minte, pe cum să simplifici viața, că noi pe zi ce trece ne-o complicăm din ce în ce mai mult. Și tot ceea ce inventăm sau oamenii inventează ca să ne fie mai bine, de fapt devine un cârlig care te face dependent. Uite, ăsta, de aici, nu? Ăsta este un cârlig. Când mă duc la filmări, mă duc cu metrou din București până la studio, mă duc cu metrou și cum intru în metrou, nu mai văd. Dar toți cu capul acolo în telefoane. Și zic, măi, măcar în metrou și în tren, gata, îl las deoparte. Numai dacă mă sună cineva, dar chiar atâta de dependență am devenit de telefoane, e un exemplu. Am devenit dependenți de elementele astea de confort atât de tare, încât dacă cineva
vrea să ni le ia, este o adevărată dramă, un adevărat șoc. Încercați ca exercițiu să stați fără telefon o săptămână. Nu o săptămână, o zi. Să vedeți că vi se pare ceva... Nu-i la loc ceva în viață. Parcă lipsește ceva. De ce? Ne-am învățat, dar în urmă cu 50 de ani n-aveai lucrul ăsta. Sau în urmă cu 20, nu erau atât de multe. Da? Dar acum am devenit dependenți de lucrurile astea. Un alt cârlig, cardurile. Da. Un alt cârlig, nu mai ai bani la tine, dar ai cardul. Dar dacă nu-l ai, sunt magazine, sunt țări în care deja se pune problema tot mai mare, să dispară cash-ul. Mai vorbim de elementele astea care ne consumă foarte mult timp, pentru că trebuie să lucrăm pentru banii respectivi, ca să avem confortul acesta. Întrebarea este, cum poți să-ți simplifici viața astfel încât să fii liber? În cartea Genezei, capitolul 12, Dumnezeu îi spune lui Avram, care trăia într-o societate foarte dezvoltată, în Ur din Caldea, chiar dacă vorbim de câteva mii de ani înainte de Hristos, oamenii aceia aveau canalizări, în vremea aceea aveau rețele de canalizare, aveau clădiri cu mai multe etaje, erau foarte bogați și erau foarte dezvoltați din punct de vedere cultural și economic. Și științele erau la mare căutare și la mare dezvoltare în timpul acela. Și într-o vreme ca aceea, în vreme de prosperitate, Dumnezeu îi spune lui Avram, Avrame, vrei să fii liber? Ieși din țara ta, din rudenia ta, lasă tot în urmă și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Azi, ce curată nebunie! Cum adică? Păi stabilitatea este să te bați în cuie undeva. Aia înseamnă stabilitate și libertate. Și Dumnezeu zice, nu. Adevărata stabilitate și adevărata libertate este atunci când ești cât mai mobil posibil. Uitați-vă la marile imperii. Când au fost în cea mai mare siguranță? Când și-au făcut cetăți și fortificații sau când erau în mișcare? Când erau în expansiune, în cuceriri? Când au început să se strângă în cetăți, să doarmă, să chefuiască, să se liniștească? Aia a însemnat ruina pentru ele. De ce? Pentru că mișcarea, acțiunea îți garantează acea flexibilitate și acea siguranță. Și atunci când ești în mișcare, atunci când nu depinzi de atât de multe lucruri, ești mai liber. Dumnezeu i-a spus, ieși. Și Avram a ieșit și a început o călătorie minunată de mii de kilometri, undeva la, cred că 9-10 mii din Ur, din Haldea, până în extrema cealaltă, la Berșeba. Nu mai socotim drumurile pe care le-a făcut în țară, dar am luat doar extremele, cam între care localități și țări a călătorit. Undeva pe la 9.000 și ceva, 10.000 de kilometri să călătorești în felul ăsta, nu era ușor. Dar în felul acesta, Avram a putut să se apropie mai mult de Dumnezeu și a început să simtă care este cu adevărat viața liberă. A venit și o provocare. Lot a zis, eu vreau să mă stabilesc în Sodoma. Am găsit acolo posibilități de business, am găsit acolo posibilități de dezvoltare. Nu vreau să merg cu cortul toată viața mea. Vreau să aibă copii, școli, să aibă, da, chestii bune în esență. Și s-a dus în Sodoma. Și îmi place foarte mult în capitolul 13, în momentul în care se face despărțirea dintre cei doi, cum încep să se diferențieze viețile celor doi. Avram îl alege pe Dumnezeu și spune, Doamne, și dacă stau eu la munte, viața mai grea, dar vreau să fiu cu tine. Și Dumnezeu îi spune așa, după ce pleacă Lot în Sodoma, își alege partea cea mai profitabilă din punct de vedere omenesc și se duce acolo ca să aibă un anumit câștig și o anumită stabilitate, versetul 14 spune așa, Domnul a zis lui Avram, după ce s-a despărțit Lot de el, ridică-ți ochii
Și din locul în care ești, privește spre miază noapte și spre miază zi, spre răsărit și spre apus, căci toată țara pe care o vezi o voi da ție și seminței tale în veac, inclusiv ținutul Sodomei și a Gomorei. Vă place perspectiva aceasta? Deci, Avram, n-ai timp o viață întreagă să te plimbi cât îți dau eu. Dar pentru asta trebuie să fie mișcare. Lot și-a ales Sodoma și Gomora și s-a dus acolo, dar l-a cam neglijat pe Dumnezeu. Era un om bun, un om credincios, dar și-a pierdut familia și era cât pe ce să se piardă și el. Domnul Hristos spunea niște lucruri extraordinare legate de libertate. Cred că este exemplul suprem de libertate care poate fi găsit în orice epocă. Nu găsiți un om mai liber de cum a fost Iisus Hristos. N-a putut să fie șantajat cu nimic, pentru că nu depindea de nimic. N-a putut să fie constrâns de nimeni, pentru că nu depindea de nimeni. Nu i-au putut fi confiscate averile, pentru că nu avea averi. Nu i-au putut fi luate funcțiile, pentru că nu avea funcții și cu toate acestea era Creatorul. Și ne-a dat un exemplu. Cu cât suntem mai dependenți de lucrurile din lumea aceasta, cu atât suntem mai sclavi, mai robi și mai nefericiți. Și putem să avem foarte multe lucruri interesante. Putem să avem bani, putem să avem putere, putem să avem influență și lucrul ăsta e bun. Putem să avem educație și lucrul ăsta este bun. Dar, dacă faci din ele un Dumnezeu și dacă îl dai pe Dumnezeu la o parte pentru ele, atunci nu vei mai fi liber niciodată. Mă uit în lumea aceasta politică și nu doar. Oamenii aleargă după funcții, aleargă. E nevoie și de ele, că cineva trebuie să-și asume o responsabilitate în societate pentru anumite lucruri. Dar vezi, aleargă. Dar îi depășește funcția. Îi depășește statutul pe care l-au cu pregătirea pe care o au. Sunt prea mici. Sau mai intervin și elemente de corupție care îi pot face imediat șubrezi, da? Și omul ăla poți să spui că este fericit. Poate să fie în orice funcție, și președintele țării poate să fie. Nu este fericit pentru că el nu mai este el. Nu spune ceea ce ar trebui să spună, spune ce îi spune altcineva să spună. Nu mai este liber în sufletul lui să aleagă ce ar vrea el să aleagă. El trebuie să aleagă ce îi spun alții să aleagă pentru a-și păstra statutul. Și asta e valabil și în societate, și în biserică, și peste tot. Ideea de a fi corect politic ne face sclav pe mulți dintre noi. Și în felul ăsta ne-am pierdut libertatea. Aduceți-vă aminte momentul în care diavolul a venit la Mântuitorul. A venit exact cu acadelele cu care vine la noi. Mâncarea, primul lucru. Și lumea, n-are bani lumea, știți? Duceți-vă în supermarketuri să vedeți. Sparg românii. Sparg în bani. Când e vorba de mâncare, e coadă. Dacă mai e și sărbătoare, hai de mine, sau weekend prelungit sau vacanță, nu mai ai loc la casele de marcat. Efectiv, nu mai ai loc. Și că n-au bani. Înțelegeți? Și ăsta este un mare cârlig, mâncarea. Că o să murim de foame. Zice Mântuitorul, stai liniștit, poți să postești 40 de zile și nu mor de foame. Și vine diavolul după 40 de zile de post, auzi? N-ai vrea să mănânci așa o pâine caldă. Hai, îți dai seama ce... Dar tu poți să faci chestia asta. Zice Mântuitorul, omul nu trăiește numai cu pâine? Asta nu e un cârlig pentru mine sau un element care să însemne atât de mult. Chiar după 40 de zile de post, apropo, a postit careva dintre voi 40 de zile? Ha? Eu n-am reușit, vreo 5 am reușit maxim când eram în studenție. Dar n-am murit. Ideea este că n-am murit. Și ideea asta că te sperii că o să mori de foame, uai, îi terifiază pe unii. Sunt de-a dreptul blocați. Însă știți ce am constatat? Uitându-mă așa în țările astea subdezvoltate,
comparându-le cu cele dezvoltate, știți care este paradoxul? Că ăia care au mai puțin de mâncare sunt mai fericiți decât ăștia care sunt îmbuibați. Și sunt statistici. Au venit niște colegi din Venezuela, au fost în misiune acolo și ne-au pus niște poze cu oamenii de acolo. Băi, erau săraci pe acolo, pe junglele alea, pe unde erau. Abia dacă aveau de mâncare de la o zi la alta. Toți erau fericiți. Și vii în Europa, te duci în America, unde oamenii sunt supraponderali, sunt îmbuibați de mâncare, nu mai știu de bine, nu că să mănânci o dată pe zi sau o dată la două zile, 3-4 mese pe zi, mâncăm în continuu, suntem... Și ăștia sunt depresivi, anxioși, au probleme, sunt nefericiți. De ce? Observați paradox? Pentru că nu mai suntem liberi. Și spune Pavel că pentru mulți pântecele a devenit un Dumnezeu. Dacă ne-am simplificat viața aici și în aspectul ăsta, cu siguranță am fi foarte fericiți și n-am mai duce ce o să mâncăm, cum o să fim, pentru că Dumnezeu poartă de grijă. Apoi spune diavolul, auzi, n-ai vrea tu niște funcții și niște bani? Uite, toate ți le dau ție, dar nu numai una. Tot ce este în lumea asta, pentru că împărăția lumii acesteia este a mea și o dau cui voiesc. Tentație mai mare ca asta n-a avut nimeni niciodată în lumea asta. A venit cu cea mai mare ofertă diavolul la Hristos. Nu putea să vină cu chestii din astea de hai să-ți ofer și ție, eu știu, o sumă mică. Nu, îți ofer tot. Tot. Și dacă priveți simpliți lucrurile, mare lucru. Dar vă simțiți bine când mergeți în fața unui primar sau unui prefect sau când vă vorbește amabil, nu? Sau atunci când mergi în fața unui, în fața președintelui, nu prea avem mulți ocazia. Sau dacă stai de vorbă cu un demnitar sau cu o personalitate, dacă îți faci și un compliment, deja începi așa să te prelingi și să zici, wow, e superlativ, e super, e foarte fain. Și așa este, că avem nevoie de validare toți. Însă, de aici până la a deveni dependent de lucrul acesta și la a-ți vinde mântuirea și principiile pentru anumite lucruri și avantaje, este o distanță mare. Și Hristos n-a avut nevoie de niciun fel de aspecte care ne cuceresc pe noi. Și de asta a fost liber. Și a zis, Satano, eu nu-mi trebuie nici bogății, nu-mi trebuie nimic din lumea aceasta, pentru că am o misiune și am venit cu un scop în lumea aceasta. Observați cum simplificarea vieții ne ajută să fim mai fericiți. Chiar stau și mă gândesc, eram copil și nu aveam atât de multe lucruri. Când venea iarna să avem o banană, era sărbătoare. Făceam rost de o banană, două, maxim, și le puneam verzi în dulap, între haine, câte două, trei săptămâni, o lună, și în fiecare zi o întrebam de 5 ori pe mama, s-au copt bananele alea? Și acum se strică în frigider, că n-apucăm să le mâncăm de la o zi la alta, sau înțelegeți? Și eram atât de fericiți că mâncam toată familia dintr-o banană sau două, cel mult, portocale, la fel. Și eram fericiți. Nu aveam atât de multe în supermarketuri să duduie, că te duci să alegi, auzi, 5 categorii de pâine. Păi aveai franzela aia, tip, care era la toate alimentările și gata, numai. Și aveai 2 pâini la 4 persoane, 2 franzele, așa. Și culmea, n-am murit nici de foame. Și parcă eram mai fericiți. Ne mai împrumutam vecini între noi. Mai aveam acea umanitate în care mergeam unii la alții și spuneam, hai, te rog, dăm și mie, eu știu, niște făină, niște zahăr, sau dăm sita, dăm nu știu ce. Eram interconectați. Acum, societatea de consum în care banul te-a făcut independent, ne-a făcut foarte nefericiți. Că noi nu mai depindem unii de alții. Noi nu mai depindem decât atunci când e vorba de tranzacții punctuale. Dă-mi asta, ți-am plătit. Gata, am terminat. Nu mă interesează că te uiți tu strâmb la mine, că nu-ți place de mine, că... Nu mă interesează. Însă în societatea patriarhală sau în societățile mai vechi,
oamenii erau interconectați pentru că vrând nevrând trebuiau să ajungă mai devreme sau mai târziu pe la cutare sau pe la cutare. Și chiar dacă nu avea așa un sentiment prea bun față de persoana respectivă, trebuia să-și îndulcească glasul. Și elementul ăsta ne-a cam dispărut. De ce? Pentru că ne-am complicat viața, am devenit independenți unii față de alții și în felul ăsta am devenit mult mai nefericiți. În Evanghelia după Matei, la capitolul 8 cu 18 la 20, a venit cineva la Mântuitorul, pentru că Mântuitorul, deși nu avea avere, deși nu avea o poziție în stat, avea o influență foarte mare. Avea o putere de convingere extraordinară și oamenii veneau foarte mulți la el. Și Iisus a văzut multe noroade împrejurul său și a poruncit să treacă pe cealaltă parte. Atunci s-a apropiat de el un cărturar și a zis, poate era doctor cu titluri academice, da? Învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Asta era o flatare. Vă dați seama, să vină un cărturar la tine care nu ai titluri academice, nu ai urmat școlile rabinilor și să spune, vreau să te urmez oriunde vei merge. Îmi place atât de mult învățătura ta, puterea ta, modul în care lucrezi cu oamenii. Vreau să te urmez oriunde vei merge. Dă-mi, te rog, cartea de vizită. Unde te găsesc? Și Mântuitorul îi dă un răspuns care ar trebui să ne pună câteva întrebări. Să ne facă să ne punem câteva întrebări. Iisus i-a răspuns. Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-și odihni capul. Era Creatorul. Era Creatorul. Ne plângem, că nu suntem proprietari, că nu avem nu știu câte. Câți dintre voi n-aveți unde vă pleca capul? Este careva? Și Mântuitorul spune, vulpile, până și vulpile au vizuini și animalele au un culcuș, dar Fiul omului, eu, Creatorul, n-am unde să-mi plec capul. Declarația aceasta a Mântuitorului îmi arată că suntem departe de libertatea pe care vrea Dumnezeu să o avem. Și cu cât vom fi mai dependenți de lucrurile acestei lumi, cu atât vom fi mai nefericiți și mai ușor de a ne pierde echilibrul. Spunea Părintele Coman într-o emisiune pe care am avut-o cu dumnealui despre libertate. Chiar vă recomand emisiunea aceea despre libertate. Și spunea într-o anumită cheie, vă rog, înțelegeți contextul, nu e un adevăr absolut, dar într-un anumit cadru spunea că cei mai liberi oameni din lumea aceasta sunt în următoarele categorii. 1. Să nu vă șocați, infractorii. 2. Artiștii care trăiesc în lumea lor artistică. 3. Oamenii care n-au foarte multe lucruri. Și 4. Oamenii care chiar cred în Dumnezeu cu adevărat. Din care categorie facem noi parte? Observați, când îți vine o amendă în poștă sau o poprire, deja încep să-ți faci pielea de găină, să zici, vin ăștia, mă execută silit. Dar ăla nu se sperie, ce să-mi ia? N-are ce. Unde să trimit amenda? Că n-am unde să stau, știți? Cu ce să mă ia? Nu mă ia cu nimic, pentru că oamenii aceia trăiesc într-o bulă a libertății. Eu nu spun că trebuie să devenim infractori sau oameni fără căpătăi în societate, dar înțelegeți ideea că, de fapt, cei mai neliberi oameni sunt cei care sunt cei mai dependenți și la punct și la linie cu toate. Vai, Elveția, vai, nu știu ce. Atâta de bine ești pus la punct încât te găsește oriunde și oricând te poate lua. Haț, amendă. Am luat și eu vreo două de pe Italia. Mi-a venit aici, la Brașov,
Una de viteză, am depășit cu vreo 5 km și una că am intrat într-o zonă rezidențială, pe nu știu unde, nu vă dați seama câte panouri sunt și eram pe Genoa, pe acolo, pe GPS, să văd, să nu mă rătăcesc și da, asta e, am intrat și dar mi-a venit 170 de euro în poștă acasă. Te-a găsit. Ești că ești liber. Ia mai gândește-te. Înțelegeți? Și în felul ăsta, da, avem avantaje, avem anumite lucruri de care ne bucurăm, dar nu ne mai bucurăm de libertatea aceea pe care o aveau oamenii altădată. Și cu toate astea, eu cred că putem să ne simplificăm mult viața. Să nu mai avem atât de multe așteptări sau atât de multe pretenții. Iar dacă avem un confort, dacă avem o binecuvântare din partea lui Dumnezeu, să fim de 1000 de ori mai mulțumitori. Lumea este plină de nemulțumiți și de oameni încruntați, de oameni supărați peste tot. Supărați și îți mai dau carbit și ăștia de pe media și spun da, tu ești victimă, tu ești nu știu cum, din cauza nu știu care ești tu nefericit și din cauza asta îți merge ție prost. Și omul, da. Și așa merg oamenii până când își epuizează resursele și părăsesc viața aceasta ca niște oameni înfrânți. Ori Dumnezeu vrea să fim liberi și spunea Mântuitorul, eu am venit ca oile să aibă viața și să o aibă din belșug. Și nu cred că este mai grea viața acum decât era pe vremea Mântuitorului sau pe vremea lui Avram. Erau mult mai grele condițiile. Și cu toate acestea, au găsit putere și resurse la Dumnezeu. Dar Dumnezeu i-a ajutat să fie liberi pentru că și-au simplificat viața. Dacă vrei să fii liber, dacă vrei să fii fericit, simplifică-ți viața cât mai mult. Și încearcă să pui mai mult accentul pe partea spirituală a vieții, pe relațiile pe care le construiești cu oamenii. Pentru că, dragii mei, cu astea rămânem. Nu rămânem cu nimic din lumea aceasta. Dacă am construit relații frumoase și dacă ne bucurăm împreună unii cu alții, atunci suntem cu adevărat fericiți, suntem cu adevărat liberi. Dacă nu avem relații frumoase cu oamenii și dacă nu construim aceste lucruri, vom fi întotdeauna în competiție, în luptă, în răutăți, în bârfe, în lucrurile astea negative și viața noastră va fi una ratată. Iisus a spus, a venit ca oile să aibă viața și să o aibă din belșug. Ce a avut Iisus? A avut iubire și n-a depins de nimeni și de nimic din lumea aceasta. Chiar dacă nu e popular mesajul acesta, eu cred că este cheia care ne va ajuta să ieșim biruitori în evenimentele care stau în fața noastră. Oricât va fi de greu, dacă ai o viață simplă, ești cât se poate de fericit și cât se poate de sigur pe viitor. Cu cât ești mai complicat, cu cât ai mai multe lucruri după tine, cu atât viața va fi mai grea și viitorul mai amenințător. Pentru că spunea Mântuitorul, unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Și dacă inima este împărțită în mai multe locuri, n-ai cum să fii decât nefericit. Dar dacă vom face așa cum spune Mântuitorul și urmăm felul lui de viață, cred că vom fi cu adevărat fericiți. Viitorul este al celor care simplifică viața și al celor care se încred în Dumnezeu. Nu așa ca o poezie sau ca niște ritualuri fără sens, ci aceia care cred cu adevărat, au inima lipită de Dumnezeu și care într-adevăr așteaptă împărăția Lui. Amin. Amin.